Brașovenii cu suflet mare sunt așteptați pe 12 iunie la cursa cu obstacole a comunității din cadrul celei de-a treia ediții Brașov Heroes. Este vorba despre un proiect al Fundației Comunitare Brașov în colaborare cu Asociația Floare de Colț, Carpathian MTB Trails și Primăria Brașov, prin care oamenii sunt invitați să alerge sau să doneze pentru o cauză nobilă. Misiunea noastră este să activăm comunitatea și să creăm o comunitate unită și generoasă în Brașov. Avem mai multe mecanisme, mai multe evenimente prin care ne atingem acest obiectiv. Unul dintre ele este Brașov Heroes, cursa cu obstacole a comunității. Cei care doresc să devină eroi au de ales între a alerga sau a dona pentru cauza aleasă. Prin înscrierea ca alergător, 50% din taxa de participare va merge către cauza pe care o susțin. Cei care nu doresc să-și încerce puterile la cursa cu obstacole, dar vor să se implice, pot dona direct pentru cauzele înscrise sau pentru a susține un alergător, așa cum s-a întâmplat și la edițiile precedente. Am văzut oameni care au venit și au alergat pentru familia lor, pentru cauze, pentru organizații pe care îi cunoșteau și au alergat pentru a se distra și pentru a avea o duminică plăcută cu cei dragi. De ce Brașov Heroes? Pentru că eu cred că orașul ăsta are aproape 300.000 de eroi, cam cât ar fi populația orașului. Întrebarea este care este contextul prin care putem să mobilizăm aceste persoane. Organizatorii vor amenaja în zona de agrement a lacului Noua două trasee de lungimi și dificultății diferite cu obstacole pe care eroii trebuie să le depășească. Cursa se adresează atât amatorilor de mișcare cât și profesioniștilor. În competiție se pot înscrie alergători individuali, echipe de până la 5 membri și familii. Mai multe detalii pot fi găsite pe site-ul brașovheroes.fundațiacomunitarabrașov.ro.